Vă salut! Astăzi vă voi arăta cum să instalați programul uTorrent în limba română și ce setări trebuie făcute. Bun, haideți să căutăm. Deschidem un motor de căutare. Eu folosesc Google Chrome. Și scriem uTorrent download. Scrieți și voi așa și atenție, trebuie să căutăm un site care nu este virusat. Foarte multe site-uri am văzut că au probleme. Haideți să căutăm noi un site. Bun, Softpedia este ok. Hai să scriem free download, adică descărcare gratuită, asta înseamnă, și să văd un site pe care îl cunosc și pe care vi-l pot recomanda și vouă. Acesta, File Hypo, File Hypo, acesta este un site de încredere, dați click pe el și aici scrie Download Last Version, descarcă ultima versiune al acestui program uTorrent. Dăm click pe acesta și aici, după cum vedeți, ne-a și descărcat. Este o arhivă. Pe canalul meu de YouTube, aici, v-am arătat ce înseamnă o arhivă. Să vă uitați dacă nu știți ce să faceți și ce înseamnă. Acum trebuie să-l dezarhivăm. Putem să-l închidem și mergem la download unde am eu acel dosar download internet. Aici eu am această arhivă, clic dreapta pe el și extract. Ok, s-a extras, s-a creat dosarul și aici avem installer. Dăm clic pe aplicație. Dăm click pe permitem să se instaleze. Ok, dăm click pe next. Pe next. Să vedem dacă mai cere ceva. Nu, acestea sunt termenii de licențiere. Dăm click pe acceptare. Aici vrea să instaleze un antivirus. Nu ne trebuie antivirus, dăm click pe decline, adică nu ne trebuie și aici trebuie să bifăm, adică să debifăm create to start menu entry, create to quick launch icon, adică să pornească deodată cu sistemul de operare când îi dați drumul. Nu avem nevoie, pentru că este foarte important, am văzut că mulți faceți această greșeală. Îl lăsați și când pornești, dați drumul la calculator, pornește deodată cu Windows-ul. Pur și simplu el, voi dacă aveți ceva pe acolo de downloadat sau de uploadat, că acolo dacă aveți orice fișier, cineva și vă uploadează. Și atunci vă mănâncă din viteza internetului, din linia de bandă. Deci aveți foarte mare grijă că o să meargă foarte greu, o să vă meargă foarte greu calculatorul în acest caz. Pentru că forțează hard disk-ul, unitatea de stocare, SSD-ul, orice ar fi și pur și simplu o să meargă greu. De aceea trebuie debifat. Și acesta trebuie de bifat și lăsăm doar ultima, create desktop icon, adică să creeze o icoană aici pe desktop, cum am pe aici. Dau click pe next. Aici, iarăși, exceptând firewall, adică să nu blocheze firewall-ul acest uTorrent și iarăși ai start uTorrent when Windows startup. Deci iarăși exact ce v-am spus, să nu pornească deodată cu Windows-ul, debifăm.
Deci de bifăm, nu avem nevoie. O să-l pornim la dublu click, manual. Nu avem nevoie să pornească ori de câte ori pornim calculatorul, de atâtea ori să pornească și uTorrent. Nu avem nevoie sau cel puțin vă recomand să nu faceți acest lucru din cauza celor spuse înainte. Bun, dăm click pe Next. Așteptăm să se instaleze. Și aici launch, adică să pornească. Bun, haideți să vedem cum pot să-l instaleze limba română. Dar s-a instalat, uitați, este în limba română. Bun, cumpără, nu știu ce, este totul în limba română. Opțiunile se instalează automat în limba română, ceea ce este foarte bine, nu mai trebuie setat limba, pentru că se instalează în limba română aici. Ne cere ceva să fim de acord iarăși cu ceva termeni de licențiere. Ok. Bun. Acum haideți să trecem la setări. Trebuie să creăm un dosar unde să ne descarce toate tot ce descărcăm noi de pe internet prin acest uTorrent. Eu vă recomand și să faceți, cei care vă uitați la acest clip, vă recomand pentru binele vostru și al calculatorului vostru să nu lăsați să descarce totul în partiția C, pentru că se va umple acea partiție unde sunt sistemele de operare și programele. Se vor încărca cu tot ce descărcați voi de pe internet și va merge foarte greu, poate să vă meargă foarte greu sistemul de operare și o să-l utilizați, calculatorul o să-l utilizați foarte greu. Bun, aceste fiind spuse, sper că ați înțeles. Și acum mergem la acest computer să creăm în altă partiție. Toți, majoritatea dintre voi, cât am văzut, aveți două partiții întotdeauna. Ori cum am eu un SSD și am un local disk de o altă partiție pentru stocare. Deci eu am să fac fișierul, am să fac dosarul în partiția D, să nu îmi descarce totul aici la descărcări, pentru că aceste descărcări totul intră în partiția C. Și o să-mi ocupe tot locul. Nu am nevoie. Așa că am să deschid local disk. Așa. Dați click aici pe alb, unde am cursorul, eu, de la mouse. Click pe alb și nou. Aici la nou și mergeți frumos cu cursorul la folder. Dați click pe acest folder și acum creăm noi. Aici trebuie să redenumim noi acest folder, acest dosar și scriem frumos, ca să știm, uTorrent. Trebuie cu U mic, așa, dăm un Enter și s-a creat acest folder, acest dosar. Bun, după ce am creat, noi putem să închidem aici. Mergem la opțiuni, mergem la opțiunile programului uTorrent, așa, dați click pe acesta, dăm click pe preferințe și aici iarăși ne-a deschis preferințe generale și, mă rog, aici sunt setările. Bun, mergem aici la dosare și după cum vedeți, locația fișierelor descărcate. Bifați aici, pune descărcările noi în și aici aveți trei puncte în dreapta și noi acum trebuie să căutăm acel dosar pe care l-am creat în partiția D ca să ne bage acolo toate descărcările. Click, mergem în partiția D, căutăm acel dosar, aici este. Click pe acesta, s-a albăstrit, selectare folder, click pe selectare folder și după cum vedeți, partiția D în folderul, în dosarul uTorrent.
Bun. Și aici trebuie să facem același lucru. Bifăm. Mută descărcările terminate în. Și iarăși mergem la cele trei punctulețe din partea dreaptă. Clic pe acesta. Mergem iarăși în partiția D. Dublu clic. Deschidem. Căutăm uTorrent. Clic pe acesta să se albăstrească. Un singur clic. Mergem frumos la selectare folder, dăm click pe acesta și după cum vedeți s-a creat automat. Dăm click frumos pe se aplică și OK. Acum tot ce descărcăm noi prin acest uTorrent se va descărca în partiția D în folderul, folder este în limba engleză, dosar este în limba română, ca să știți de ce spun câteodată folder, dosar, cum îmi vine la gură, așa spun, dar voi știți că este același lucru. Bun, alte opțiuni, tot la preferințe, la conexiuni și pe aici, mare lucru, lățimea de bandă, nu prea aveți ce face. Câteodată pe aici se ridică viteza maximă de încărcare, kilobyte 0, deci nelimitat. Viteza maximă de descărcare, iar 0 nelimitat. Voi aici câteodată puteți să puneți numere 99, vreo 999 de mii sau, mă rog, de milioane se pot pune aici ca să ridicați, dar, mă rog, câteodată merge, câteodată nu. Cam aceste setări sunt făcute în standard de bază direct de fabricant și, mă rog, nu e bine să umblați voi. Dacă viteza de descărcare o aveți oricum, depinde de viteza voastră de internet, iarăși viteza cu care vă lasă să descărcați de pe uTorrent cele persoane, pentru că voi vă conectați la un server, la mai multe calculatoare prin acest torrent și întotdeauna o să descărcați de la mai multe persoane până ajunge în finalul în calculatorul vostru. Bun, pe aici mare lucru, bine, voi puteți citi, dar eu vă recomand, eu puțin nu prea umblu, nu umblu deloc pe aici. Haideți să văd un pic încă dacă sunt ceva, chiar nu umblu în afară de astea două. Nu descarc, nu fac nimic, număr maxim de donatori conectați pe torrent, număr maxim de conexiuni. Aici parcă eu mai ridicam câteodată, nu știu, puneam 500 ca să se conecteze la mai mulți. Număr maxim de donatori conectați la torrent, 50 și aici parcă ridicam, nu știu, 150, ca să se conecteze la mai mulți, ca să îmi downloadeze mai repede. Bun, se aplică și OK. Bun, cam atât ar fi cu instalarea acestui uTorrent în limba română. Și setările care trebuie făcute de aici încolo intrați voi și cum depinde ce vreți să descărcați de pe internet, vedeți cum vă merge și cum puteți să descărcați cu acest program. Bun, să nu uitați de canalul meu de YouTube pentru că aveți foarte multe clipuri din care puteți învăța. Scrieți frumos reparații calculatoare Regin. Acesta este canalul meu de YouTube. Am 166 de videoclipuri. Vă puteți abona. Aici la videoclipuri o grămadă. Vedeți cu arhiva aici. Vă uitați la acest tutorial și o să învățați cum să dezarhivați acele fișiere zip, exact cum a venit și acest uTorrent cu o arhivă.
Bun, el întotdeauna când îl închideți aici cu torentul, va veni aici jos la această săgeată în Windows 10 și voi trebuie să dați click dreapta și închide. Da? Sunteți siguri că doriți să-l închideți cu torent și dați click pe da. Da? Și atunci nu va mai porni deodată cu Windows-ul. Haideți să mai verificăm și cu CCleaner. Dacă pornește deodată cu sistemul de operare, aici la pornire, nu. Nu este pus, nu va porni. Bun, cam atât și ne auzim la alte tutoriale. Vă salut!